președinte Octav Joza și să sperăm că vom trăi vremurile în care statul român să își asume, împreună cu societatea românească, să își asume trecutul celor aproape 50 de ani de comunism, al crimelor, al terorismului de stat la care a fost supusă populația și mai ales elitele acestui neam, și că măcar Fortul 13 Jilava, închisoarea de la Râmnic, de la Râmnicul Sărat, și încă câteva astfel de obiective vor putea fi salvate de la distrugere. Într-adevăr, vă spun, ceea ce a spus domnul Joza este real. Chiar sâmbătă a trebuit să anulez, în seara dinainte de sâmbătă, o vizită a liceenilor de la Liceul Teoretic Dante Alighieri, care trebuiau sâmbătă trecută să viziteze împreună cu un deținut politic care le explică, fiindcă așa facem întotdeauna, trebuiau să viziteze Fortul 13 Jilava și din cauza ploilor din săptămâna trecută, săptămâna precedentă, nivelul pânzei freatice era atât de ridicat încât cele două pompe pe care noi le-am cumpărat, și vă mulțumesc tuturor celor care de câte ori facem apel contribuiți la cumpărarea acestor instrumente, nu făceau față. Pur și simplu, nivelul în celule era peste glezne, iar în unele locuri, în locurile mai adânci, la reduit, ajungea aproape de genunchi. Este o situație dramatică. Acolo se prăbușesc părți din structură. Sunt locuri în care mulțumesc domnului Cristian Micu, subcomisar care se ocupă din partea Fortului 13 Jilava, din partea penitenciarului Jilava, se ocupă pentru că a avut și dânsul bunic la canal și prin închisorile comuniste și i-a cunoscut pe foștii deținuți politici și nu poate să facă altfel. Și el, ca și noi, pune bani din buzunar ca să reparăm cablurile electrice pentru că au loc scurt circuite, pentru că e un mediu umed acolo, cea mai mare parte a anului, totul este subteran. Mergând până la cele mai adânci locuri, sunt chiar 20 de metri sub cota terenului din zona respectivă. Dar sunt locuri unde dânsul cu personalul închisorii au creat acolo niște sisteme improvizate de protecție cu niște schele ca să nu cadă bucăți de cărămizi pe elevii care... Pentru că trebuie să-i ducem acolo. Nu putem să închidem locul ăla. Dar părerea mea, și nu numai a mea, este că nu e deja în ceea ce privește Ministerul Culturii, în a cărei atribuție se află Fortul 13 Jilava, ca monument istoric clasa A, așa cum a fost clasat, este deja vorba nu de incompetență sau de indiferență, ci de rea voință. Pentru că au fost bani care s-au alocat de la Ministerul Culturii. Domnul Joza a participat la acel document. Anul trecut al justiției, dar au fost atunci când a fost domnul Constantinescu, au alocat Institutul Național al Patrimoniului. Nu s-au înțeles cine să preia acest corp în continuare. Ministerul Culturii, noi toți ne-am opus, pentru că într-o săptămână dispăreau tot, urși gratis, zăvoare, tot ce-i metal. Și atunci totul a rămas în administrarea administrației penitenciare. Armată, exact. La Ministerul Justiției și așa să fac o intrare separată, un culoar din plasă, din gardie asta nemțesc, să vadă gardienii ce se mișcă, cine trece pe acolo, așa, și ca să nu deranjez. Pentru că situații penibile am întâlnit. Mi-a venit un grup de studenți din statul Illinois, din Statele Unite, cu domnișoare, cu treburi, pe lângă că eu ținut un ceas la poartă, lasă telefoanele, lasă aparatele foto, lasă-ți, scoate-ți cureaua, treburi jenante și cât pe aici să le ia și cu oglinda aia acolo. Pe domnișoare ca să vadă dacă n-au ceva ascuns. Da.
că e jenantă treaba, domnule, față de turiști care vin din afară țării. Și din cauza asta se impune o intrare separată și un culoar, tunel, tunel cu plasă ca să vezi până el. Să rămână în incintă. Da. Să sperăm că totuși lucrurile, că vom reuși noi, societatea civilă, că aici de noi ținem primul rând. Și să ameliorăm unele situații din punct de vedere tehnic acolo și am reușit până acum și o să noi și de aici înainte vom reuși. Eu mi-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem ca până la iarna următoare să cumpărăm până la 10 pompe care să funcționeze acolo când e nevoie non-stop. În momentul ăsta pompele lucrează 24 din 24. Și bineînțeles să asigurăm și niște WC-uri acolo, dar o să fie nevoie de un efort. Dar revenind acum, am vorbit de efortul 13 pentru că era una din durerile domnului Iulian și pe patul de moarte la înainte de a, și la Fundeni și după aceea la domnul Chirilă, domnul doctor Chirilă, acolo ne spunea să nu părăsim acel obiectiv. Revenim și mi-aduc aminte din nou de perioada aceea frumoasă de efervescență din la sfârșitul anilor 2000 spre 2010, perioadă și cu dificultăți, pentru că ca întotdeauna își bagă coada și cel care nu trebuie să fie în preajma noastră, așa suntem noi oamenii și mi-aduc aminte de acea perioadă în care, așa cum vă spuneam, Federația Foștilor Deținuți Politici își avea sediul în strada Blănari cu sprijinul maestrului Dan Puric și când maestrul Dan Puric avea permanent întâlniri cu domnul Jijie, cu domnul Iulian, se lucra foarte mult atunci la proiectul memorialului de la Aiud. A fost o perioadă atât de frumoasă, încă erau mulți dintre cei pe care i-ați văzut în imagini printre noi și din păcate, iată că astăzi, după atâția ani, cea mai mare parte a lor nu mai sunt printre noi. Dar noi cei care suntem, cei care am rămas, avem datoria atâta timp cât vom mai fi pe pământul acesta să ducem mai departe aceste idealuri și să facem ceea ce ei, din voia Domnului, nu au mai apucat să facă. Îl las să ne vorbească despre domnul Constantin Iulian și mai ales despre fenomenul martirajului neomartirilor din perioada comunistă pe maestrul Dan Puric.